Deci dacă nu se va rezolva în ceea ce privește compensațiile care trebuie să ne fie date pentru aceste proprietăți, care de fapt sunt ale comunităților locale, până la urmă am hotărât cu toți colegii primari să acționăm în instanță pentru a ne recupera aceste proprietăți. Pe cine veți acționa în instanță? Deci, bineînțeles, va fi statul român, administrația Parcului Munților Rodnei, pentru că aceste proprietăți au fost luate într-un fel sau altul cam abuziv. Bine, dar Consiliul, considerați că actualul Consiliu Științific și actuala administrație au vegheat la protecția proprietăților dumneavoastră sau, dimpotrivă, v-au lipsit de posibilitatea de a interveni și a stopa degradarea pădurii? Deci, în ceea ce privește degradarea pădurii, așa după cum sunt pădurile din România, pentru că pădurile din România au fost obișnuite să fie îngrijite de către om. Practic, noi nu am putut să intervenim să stopăm infestarea pădurilor. La ora actuală, dintr-o inventariere făcută în Parcul Munților Rodnei, sunt peste 120.000 de metri cubi uscați pe picior, datorită infestării. Și infestarea, din câte am înțeles, vorbim cu specialiștii, se propagă exponențial, deci suprafețele uscate vor crește, nu vor scădea. Bineînțeles. Și eu am aceeași părere, deși nu sunt specialist în silvicultură. Deci ar trebui făcut ceva cât mai rapid și respectată până la urmă legea. Această lege 49, care, bună rea, dar mie mi se pare că are câteva articole chiar extraordinare, adică reale. Logice. Am fost în sală când am fost, mă rog, mătrășită, scoasă de la lucrările Consiliului Științific, unde nu făceam decât să veghez la transparența sau să fiu acolo pentru a da posibilitatea și altora să vadă ce se discută și cum se pune problema la Consiliul Științific. La un moment dat ați spus că nu vă puteți permite în calitate de primar sau, mă rog, cel puțin așa v-ați exprimat, că nu e timp de făcut experimente pe oameni și pe proprietățile private ale oamenilor. Deci dacă se dorea un experiment să vadă cum funcționează un asemenea parc, eu cred că trebuia făcut pe proprietățile statului, nu pe proprietățile a 22 de comunități locale. Ei, în acel moment, știți cum, mie un lucru mi se pare incorrect. Dacă susții problemele economice până la urma unei localități sau problemele oamenilor din localitate, ți se spune la un moment dat, cineva din Consiliu a ridicat așa cuvântul și un puțin tonul și a spus: a, păi știm că vă place să tăiați lemne, să nu știu ce, deci deveneam noi primarii, practic, hoți afaceriști. Spuneați la un moment dat în timpul ședinței că din informațiile dumneavoastră e ca și sigură extinderea Parcului Național Munții Rodnei. Da, deci până la 117.000 de hectare. Pe ce sursă aveți? Pe ce vă bazați când spuneți acest lucru și ce s-ar putea întâmpla cu comunitățile care sunt, până la urmă, vor deveni incluse într-un parc național? Deci comunitățile locale nu vor avea de suferit în cazul în care se vor acorda compensații. În cazul în care nu se vor acorda aceste compensații, vă dați seama câte comunități locale ar suferi. Din șașa, din puținul care îl avem pentru a ne descurca într-o Uniune Europeană, cred că uneori nedreaptă pentru România, am avea de suferit foarte mult. Eu cred că extinderea acestui parc nu este benefică în acest moment. Nu știm, pe viitor. Deci nu se poate constitui într-o dezvoltare durabilă a localităților. Nu, și eu m-am discutat acum vreo 2-3 ani cu domnul Radu Răi, doctor în zootehnie, și îmi spunea: uitați, domnule, nu vreți să faceți parte din echipa mea să împiedicăm un plan diabolic pe care îl are Europa. Și eu întreb atunci, zic, toate doresc, dar să-mi spuneți ce plan diabolic. Deci depopularea munților. Pentru că în acești munți... Adică distrugerea păstoritului și... Păstoritului... La ce se referă? Nu, distrugerea independenței unor oameni. Deci în zona de munte, oamenii nu au depins tot timpul de un magazin, de
Deci au avut o viață mai independentă, măcar 70-80% și în acest moment... Adică puteau să-și producă necesare. Da, da, cele necesare și atunci nu puteau să fie nici controlați din anumite puncte de vedere. Și acesta este un plan pe care mi-l expunea domnia sa la acea vreme și văd că se încearcă ducerea lui la îndeplinire și în România. Ce veți face ca să împiedicați această sclavizare, ca să zic așa, a populației, din, cel puțin din comuna dumneavoastră? Deci, singur, nu știu dacă voi reuși. Dacă și colegii primari vor fi alături și, bineînțeles, cu susținerea și a cetățenilor, s-ar putea să putem împiedica anumite lucruri, nu necolaborând. Și mie îmi place să nu se întâmple inundații, să fie șneapă pe vârful munților, să avem faună, flora cea mai frumoasă, dar să vedem un lucru. Flora ce s-a dezvoltat în acești munți frumoși, au fost acolo, lângă oaia care a păscut pe munte, lângă toate animalele pe care le-au avut moșii și strămoșii noștri. Credeți că, Mășel, eu am cumva senzația falsă că acest tip de protecție a mediului nu are în vedere și omul? Sau poate mă Eu așa cred. De multe ori aud că sunt alocate mai multe sume, mai mare sumă pentru a proteja un câine care este într-un adăpost decât un copil care este într-un orfelinat. O să ajungem să protejăm la un moment dat și termitele, din, bineînțeles, din alte zone ale lumii, păi, care mănâncă oameni. Protejați ipidele, nu? Da, da. Deci cred că până la urmă omul care este supremația creației lui Dumnezeu trebuie să fie cel care trebuie să fie protejat întâi, iar apoi celelalte. Primar de Romului, am văzut care e poziția Consiliului Științific referitor la proprietățile noastre din munții Rodnei. Ce veți face în continuare? Păi, ce putem să facem în continuare? După cum am venit cu mari speranță, dar nu știu în ce măsură se va rezolva problema noastră. Se pare că cele mai multe probleme vor fi respinse. Singura soluție, ca să nu spunem altă revoluție, o să încercăm și la Curtea Constituțională, o să încerc să dezbat problema și în Parlamentul European, pentru că săptămâna viitoare o să am o excursie la Bruxelles și sper să pot să pun problema și în Parlamentul European cu gravele încărcări ale Constituției în România. Incredibil, nu am putut să cred că la 21 de ani după Revoluție se confiscă proprietățile într-un mod mai abuziv decât au făcut-o comuniștii. Cel puțin comuniștii au despăgubit cu acei 50 de bani pe metru pătrat sau au dat ceva. Ei, iacătă, suntem într-o situație mult mai delicată decât au făcut-o comuniștii. Nu știu, probabil că din exces de zel, ca să nu spun din necunoașterea legilor europene, după cum am studiat puțin și cu oamenii noștri am studiat, legislația europeană chiar e bine făcută în acest sens și ori la care articol ne uităm se vorbește despre lucruri în folosul comunităților locale și a oamenilor din zonă. Se pare că, știu eu, capetele luminate nu înțeleg acest lucru și, după cum spunea și un coleg de-a meu, un speță, primarul de Feldru, e mult mai importantă gâza nu știu care sau buruiana nu știu care decât omul. Deci am ajuns să punem omul pe ultimul plan și nu știu cât este de bine.